Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Realizatorul emisiunii În căutarea adevărului a vorbit despre viața de cuplu. Ernest este împreună cu Adriana, soția lui, de la vârsta de 20 de ani și împreună au un fiu în vârstă de 8 ani, pe nume Alex. După două decenii de relație, Ernest mărturisește că are aceleași sentimente față de Adriana ca atunci când s-a îndrăgostit de ea. Adriana a povestit cum l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț. Pe vremea când Ernest făcea primii pași în showbiz, aceasta l-a vizitat în camera sa de hotel, împreună cu iubitul ei de la acea vreme. Acel moment avea să le schimbe celor doi viața pentru totdeauna și, 20 de ani mai târziu, Ernest recunoaște că o vede și acum pe Adriana ca pe iubita lui. Îmi place foarte mult să-i spun niște adevăruri, pentru că este o femeie foarte frumoasă, este în continuare iubita mea, când sunt undeva cu ea, nu spun niciodată că ea este soția mea. Mereu o prezint ca pe iubita mea. Între noi există încă această chimie, această atracție, acest element animalic de nebunie. În primul rând este iubita mea, în al doilea rând este mama copilului nostru. Undeva în planul al patrulea, al cincilea este soția mea, a declarat Ernest. Acesta a făcut o școală de detectiv și cursuri de psihologie pentru a fi cât mai bine pregătit pentru emisiunile lui, lucru care i-a permis să înțeleagă mai bine intențiile ascunse ale celor din jur. Chiar dacă preferă să petreacă mai mult timp cu familia și să o țină departe de lumea mondenă, Ernest este perfect conștient de faptul că nu toată lumea e bine intenționată. Există oameni care au nativ tendința aceasta de a domina, de a-i domina pe ceilalți, de a-i subjuga și fac prăpăt. Nici nu vreau să mă gândesc, procentual vorbind, cât sunt care ajung să nu-și atingă adevăratul potențial, să devină super anxoși, să se închidă în ei, tocmai din cauza unor rahaturi de genul acesta, a mai explicat Ernest. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.